Sfântul Teodor Studitul s-a născut la Constantinopol în anul 759 într-o familie nobilă și evlavioasă. Părinții săi se numeau Teoctista, sfântă și ea, și Fotin, demnitar al aparatului administrativ imperial. Viața acestei familii este legată de monahism. Fratele mamei, Sfântul Platon, a determinat întreaga familie să intre în monahism. În anul 781, Teodor a intrat sub ascultarea monastică a unchiului său, împreună cu tatăl lui și cu alți doi frați, Iosif, viitorul mitropolit al Tesalonicului, și Eftimie. Mănăstirea unde au devenit monahi se numea Sacudion și se afla în Bitinia, în nordul Turciei de astăzi. Aici, la Sacudion, acești monahi au început o înnoire și intensificare a vieții monahale de obște, care va deveni exemplu pentru întreg monahismul răsăritean. Viața Sfântului Teodor nu a fost lipsită de ispite. Mărturisirea sa fermă privind imoralitatea mariajului împăratului Constantin al VI-lea i-a adus exilul. S-a întors în capitală cu purtarea de grijă a împărătesei Irina. Tot sub înaltul ei patronaj, obștea de la Sacudion s-a mutat treptat la mănăstirea din Constantinopol numită Studios. De la această mănăstire, înnoirea și așezarea în rânduiala monahismului s-a numit Reforma Studită. Schimbarea împărătesei Irina i-a dus exilarea din nou. Sfântul Teodor va reveni abia sub viitorul împărat. La scurt timp, după moartea unchiului său, Sfântul Platon, a urcat pe tron Leon Armeanul, care a redeschis conflictul iconoclast, persecutând pe cei care cinsteau sfintele icoane. Teodor a fost ferm în mărturisire, a fost exilat și încarcerat la Metopa și apoi în Smirna. A revenit la Constantinopol, însă nu a reintrat în mănăstirea sa. A trecut de cealaltă parte a Bosforului și a viețuit pentru scurte perioade în diverse mănăstiri. În cele din urmă a ajuns să se stabilească în Principo, celebrul arhipelag al principilor, unde a trecut la Domnul pe 11 noiembrie anul 826. După biruința ortodoxiei și restabilirea cinstirii sfintelor icoane, personalitatea Sfântului Teodor a fost pusă în lumină. Sfintele sale moaște au fost mutate la mănăstirea Studios pe 22 ianuarie 844. De la Sfântul Teodor ne-au rămas multe scrieri teologice, morale și poetice. Pilda vieții sale de mărturisire și sfințenie este astfel completată de nenumăratele sfaturi pe care le regăsim în vasta sa operă.